Țara noastră ar putea beneficia de un grant în valoare de peste 1,6 milioane de dolari din partea Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. Cabinetul de Ministri a aprobat inițierea negocierilor și semnarea unui acord în acest sens. Banii vor fi acordați pentru un proiect în domeniul agriculturii și urmează să fie investiți în lucrări de stopare a procesului de eroziune a solului. Pentru început, proiectul pilot va fi implementat în raionele Orhei și Rezina. Acordul de asistență tehnică vizează prevenirea degradării solului prin gestionarea integrată a resurselor naturale și punerea în aplicare a unei abordări integrate despre atingerea neutralității degradării terenurilor în țara noastră. În proiect mai este stipulat și faptul că sursele financiare străine vor fi alocate pentru a sprijini agricultura inovatoare prietenoasă mediului. Implementarea proiectului va fi realizată de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură în Republica Moldova, FAO, împreună cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, pe o durată de circa 30 de luni. Proiectul va contribui la diminuarea eroziunii solului și prelucrarea durabilă a terenurilor agricole. Proiectul a fost aprobat de Facilitatea Globală de Mediu, GFE, în septembrie 2019 și face parte din cel de-al 7-lea program al fondului.